Bună ziua! Bine ați venit la Academia noastră online! Vă mulțumim pentru aprecierea și distribuirea lecțiilor noastre și astăzi vă invităm la o lecție de limba și literatura română de clasa a 5-a și a 6-a, care se intitulează Elemente de construcție a comunicării, pronumele personal. De asemenea, vă așteptăm să vizionați lecțiile noastre și de istorie de limba engleză de pe pagina Academiei Andreea Berkaut. Vă invităm la o lecție de limba română. Bună ziua, copii! Ce faceți? Sunteți bine? Da? Bun, bun! Ia să vedem cine a mai participat la lecțiile noastre. Ia să vedem, mâna sus! Eu! Alexandra, Ilinca! Bravo! Felicitări! Mă bucur! Și cine este pentru prima dată? Ia să vedem, mâna sus, cine este pentru prima dată? Bun, bine ați venit, bine ați venit și vă mulțumim pentru participare și pentru reparticipare, da? Formăm împreună o clasă virtuală și pe lângă lecțiile de limba română, de engleză, matematică și istorie, vă așteptăm și la alte activități. Astăzi v-aș ruga să vă verificați chat-ul, să vedeți dacă putem să comunicăm. Noi ne-am mai verificat odată și comunicarea în scris. Bun. Și acum să-mi spuneți dacă se vede și lecția mea. Imediat. Se va încărca puțin mai greu și de aceea v-aș ruga să-mi spuneți dacă nu se vede sau dacă nu mă aud. Da? Zilele astea tot avem probleme cu conectarea. Ia să vedem. E ok? Se vede? Da, da. Bun, foarte bine. Astăzi vorbim despre pronumele personal. Și înainte de toate, v-aș ruga să-mi spuneți dacă aveți un idol sau personalități pe care voi le adorați. Aveți? Da. Ia să vedem. No. Poate să fie și din domeniul muzical, literatură, modă, orice vă place vouă. Da. Să-mi scrieți și mie, vă rog, în chat, ca să pot să citesc și eu. Ce personalități apreciați voi sau ce idoli sau cum spunem noi persoane publice sau de ce nu oameni pe care noi îi cunoaștem, prieteni, familie. Ia să vedem. Ia, o să vă citesc și vouă ce ați scris. Ia să vedem la mine aici. Așa. Ați notat? Da. Bun, nu văd, nu se încarcă. Da. Hai să luăm așa prin sondaj ca să până se încarcă la mine chat-ul. Eliana, pe cine apreciezi? Ce idol ai tu? Pe Nadia Comăneci. Nadia Comăneci. Ada? Pe Nadia Comăneci. Mihnea? Idolul meu în literatură este Ben Gutterson. Andrei? Idolul meu este din fotbal, Neymar. Bravo. Alina, Druță? Sau cine este acolo? Carlos Adăstă. Robert B? Robert B? Tot din fotbal, Neymar. Ioana Chirițescu? Vă rog să deblocați când răspundeți și apoi să închideți microfonul ca să nu bruiem aici activitatea. Ioana? Alexandra? Cristina Nadia. Ok. Ia să vedem. Ecaterina? Delia Cântăreață. Albert? Robert Downey Jr. Ale? Hai eu. Charlie D'Amelio. Ok, Ilinca? Ilinca
Bun. Restul puteți să notați și eu când voi vedea chat-ul voi citi. Avem aici câteva personaje importante, zic eu, care au ieșit în evidență atât prin activitatea lor, dar și prin caracterul și prin personalitatea acestora. Maica Tereza, aveți la A o imagine, care a luptat contra bolilor și a sărăciei. Bob Dylan, care a compus cântece cu mesaje antirăzbojnice și de apărare a drepturilor civile. Nadia Comăneci, care a obținut primul 10 din istoria gimnasticii. Și Neil Armstrong a făcut primul pas pe lună în 1969. Acum v-aș ruga să înlocuiți numele acestor personalități cu un pronume. Ia să vedem, pentru Maica Tereza, cum am putea să spunem, dacă înlocuim... Ia. Ia, bravo. Pentru Bob Dylan? El. Sau dumnealui. Pentru Nadia Comăneci? Ia. Și pentru Neil Armstrong? El. Bun, ia fiți atenți. Dacă e să combinăm prima imagine cu Maica Teresa și cu Nadia Comăneci, cum putem să spunem despre cele două? Ele. Bun, și dacă combinăm imaginea cu Bob Dylan și cu cea lui Neil Armstrong, cum spunem? Ei. Ok, dar dacă e să vorbim despre toți, cum spunem? Ei, bravo, ei. Pronunțăm eu, da, ele, deși scriem cum? Scriem cu IE sau cu E? E. E, bravo. Deci foarte important. Pronunțăm eu, ele, da? Însă notăm în scris cu E. Eu, ei, ele, da? Bun, bravo. Hai să ne amintim puțin ce era pronumele personal și prin ce se definește acesta. Cine vrea să citească? Ia să vedem. Robert B., care ridica mânuța și eu văd aici, eu văd doar 5, să știți, 5 imagini ale voastre, pentru că am și prezentarea lecției deschise. Hai să vedem cine vrea să citească. Robert B., prima propoziție. Pronumele personal este parte de vorbire flexibilă care înlocuiește un substantiv într-o comunicare. El își modifică forma. Atât, mulțumesc. De număr și de caz. Pronumele personal stă în același caz cu substantivul căruia îi ține locul și are funcția sintactică a acestuia. Bun, despre cazuri vorbim mai mult la clasa a 6-a, da? Însă și ce de clasa a 5-a pot... Și voi ați vorbi la clasa a 5-a? Am făcut cazuri la începutul clasei a 5-a. Bravo, super atunci, genial! Ce înseamnă parte de vorbire flexibilă? Ia să vedem la ce se referă. Aș vrea să vorbim pe rând ca să nu ne suprapunem și dacă nu comunicăm să închidem microfonul, da? Hai să vedem. Cu cine n-am mai vorbit eu? Cu Bianca Baciu. Ce înseamnă parte de vorbire flexibilă, Bianca? Adică își schimbă forma. În funcție de ce schimbă forma? În funcție de substantiv. În funcție de substantiv sau în funcție de substantivul pe care îl înlocuiești? În funcție de persoană, da? Deci dacă avem o persoană de gen feminin, nu o să spunem el, da? O să spunem ea, da? Bun, și în funcție de? Număr. Număr, bravo. În funcție de număr, în funcție de persoană și în funcție de? Caz. Bravo, asta înseamnă flexibilă. Bun, și să ne amintim puțin care sunt formele pronumelui personal. Să-mi spuneți dacă se vede imaginea de pe... Da. Bun. Da. Ați spus voi foarte bine că este o parte de vorbire flexibilă și avem aici modificări ale formei în funcție de singular, plural și în funcție de persoane. Persoana întâia, a doua, a treia și în funcție de caz. Aveți voi acolo cazurile nominativ, acuzativ, dativ, genitiv și vocativ. Și observăm că fiecare caz are particularitățile sale. Bun, hai acum să facem un exercițiu. Sunteți gata? Da.
Puteți să faceți și voi poză la imaginea de pe desktop să o aveți. Ele sunt luate din culegeri și din manualele aprobate de Ministerul Educației. Bun, hai să vedem. De exemplu, eu vă aleg un pronume și voi îmi faceți o propoziție. Sunteți gata? Da. Bun, hai să vedem. Pentru pe mine avem o formă de persoană întâi, acuzativ, pe mine. Cine încearcă un enunț? Ane? Aud? Da, te aud, spune Ane. Ok, pe mine mă doare capul. Pe mine mă doare capul, da? Deci pe mine, persoana întâi, și vedeți în tabel, e foarte ușor de observat. Persoana întâi, singular, cazul acuzativ. Hai să vedem altcineva. Cu ție. Un enunț cu pronumele personal ție. Scrieți și în chat ca să văd și să citesc, da? Clara? Așa, bravo. Deci avem numărul singular, da? Persoana a doua, caz nominativ, și practic facem și o analiză a pronumelui respectiv, da? Bravo. Mai departe, hai să vedem cu o. 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 E, cu o aici avem așa mai multe să zicem, situații interesante. O ăsta poate să fie și alte părți de vorbire în afară de pronume personal. Cu O. David M. Cu O. O văd pe mama. O văd pe mama. Bravo. Bravo. Deci avem pronume personal, persoana a treia, numărul singular, cazul acuzativ. Vedeți ce frumos putem să analizăm din acest tabel? Puteți și voi să exersați acasă, da? Bun, mai departe. Cu alor. Ia să vedem un enunț. Puteți să notați și voi enunțurile. Alor. Cine încearcă? Ia să vedem. Rareș cu alor. Casa este a lor. Casa este a lor sau casa lor este interesantă? Bun. Deci avem un pronume personal, persoana a treia, numărul plural în genitiv. Cu tu. Hai să vedem tu în vocativ. Ia să vedem tu în vocativ. Cine încearcă? Eu. Eu cine? Eu? Ecaterina. A, Ecaterina, spune. Cu tu în tu nu mergi la teatru. Tu nu mergi la teatru, da? Să fie un ca un îndemn sau ca o poruncă. Tu nu mergi la teatru. Bine. Bravo. Deci avem pronume personal, persoana a doua, singular în vocativ. Avem funcție sintactică în vocativ? Nu. Ok, foarte bine. Bun, v-a plăcut? Puteți și voi să exersați acasă, da? Pe acest tabel și să faceți enunțuri și le și analizăm în același timp. Bun, bravo! Mergem mai departe, la o altă provocare. Sunteți gata? Da! Bun, acum vă las pe voi să gândiți un pic. Avem o imagine, se vede? Da! O imagine și un dialog între două persoane. O doamnă și un băiat și o fată. Voi trebuie să precizați pronumele personale din enunțurile de mai jos, să identificați persoana, numărul și cazul. Hai să vedem din prima replică, replica doamnei. Cine vrea să citească? Florina Alexandra. Florina, ne auzim? Nu ne auzim. Ia să vedem altcineva. Cine? Imediat. Da, David, văd, dar mai avem Albert. Ia să vedem, ne auzim? Să citim replica
domnișoarei. Albert, ne auzi? Predoiu. Da. Citim, te rog. Că eu și Tudor nu reușim să alegem pe care să scriem. Așa, bună. Tu ce faci? Că eu și Tudor nu reușim să alegem eroul despre care să scriem. Da, la fel și ei aveau probabil o discuție despre eroul preferat și nu găseau alegerea potrivită. Care sunt, vă gândiți prima dată la enunț, luăm pe rând. Care sunt pronumele? Care sunt persoanele acestora, numărul și cazul? Le notați și voi, vă rog, și apoi discutăm. Hai să vedem Clara. Clara, mă aude? Da. Care este primul pronume identificat? Tu. Tu. Poți să-mi spui persoana, numărul și cazul? Da. Persoana a doua, număr singular, și cazul... Cazul? Nominativ. Cine e de acord să scrie da în chat? Da. Ok, bravo. Mai departe, David M. Alt pronume din replica aceasta. David M. Deci avem tu, apoi următorul pronume este? Eu. Eu, bravo. Persoana, numărul și cazul? Persoana 3, numărul singular, cazul nominativ. Cazul nominativ, bravo. Sunteți de acord să scrieți da în chat, da? Bun, bravo. Mai avem pronume aici? Nu. Nu. Mergem mai departe, la replica tânărului, da? Replica tânărului, ia să vedem. Andrei Corcaci, cred că am zis bine. Hai să citim replica. Replica, te rog. Ei, spre deosebire de voi, eu, Liana și Dinu, cam știm ce vrem. Supereroii, ei ne-au atras cel mai mult. Ok, hai să vedem primul pronume. Ei. Ei din primul de aici, da? Ce da. Părere aveți? Este pronume ei? Nu. Eu. Așa este. Ei din primul enunț, că avem semnul exclamării, nu este pronume, dar ce este? Ei. Ce este? Ce credeți că este? Bucurie. E o bucurie, exprimă o bucurie. O? Este o? O exclamare. Da, este o exclamare. Așa este, dar ce este ca parte de vorbire? Când spui vai, ei, wow. Ce sunt astea? Ați făcut? Mirare. O? Mirare. Da, exprimă o mirare. Interjecții, nu știu dacă ați făcut. Interjecții, da, adică wow, yay, wow, ce bine mă simt, da? Sau ha-ha-ha, da, am râs de tine, tot interjecții sunt. Bun, deci primul... Se aude? Acum avem următorul pronume. Eu, a zis colegul vostru. Hai să vedem eu aici, de la eu, Liana și Dinu, cam știm. Ce în persoană, număr și ce caz? Alina Druță. Eu, pronume personal, persoana întâi, singular și cazul nativ. Caz? Nominativ. Nominativ. Bun. Bravo, mulțumesc. Mai avem vreun pronume? Care? Ei. Ei. Bun. Hai să vedem cine analizează ei. Ana. Nu Ane, Ana, da? Ana. Eu? Ana, da. Ei, da? Voi vă puteți nota ca să aveți și voi informațiile. Păi și voi? Nu era înainte de eu?
Nu, am rămas la ei. De la ei ne-au atras cel mai mult. Ei, au zis colegii. Ei, cazul nominativ. Nu, întâi spunem ce fel de pronume, număr, persoană și caz. Da. Apoi. Pronume, numărul plural, persoana a treia, cazul nominativ. Așa, sunteți de acord? Da. Bun. Da. Bravo. Puteți și voi să construiți dialoguri, da? Între voi și să vedeți ce fel de pronume folosim, care sunt persoanele și cazurile respective. Bun. La ce ne folosește pronumele în comunicare? La ce ne folosește? De ce îl folosim? Că îl învățăm la școală, dar cu ce ne ajută în vorbirea noastră? Să ne exprimăm mai ușor. În loc să spunem Maria, Radu și Andrei au fost la cinematograf, spunem ei au fost la cinematograf. Foarte bine. Ca să nuanțăm limbajul, spunem noi, da? Ca să creăm o diversitate în comunicare. Bravo, foarte bine. Puneți acolo un zâmbăreț, da? Pentru acest exercițiu. Felicitări. Bravo. Bun. Și urmează o altă provocare, să încercuim litera corespunzătoare răspunsului corect. Aveți acolo 4 enunțuri, iar fiecare enunț are 3 variante, A, B, C. Și voi trebuie să alegeți varianta corectă. Se vede ecranul? Da. Bun. Hai să vedem. Citim prima dată și apoi în chat răspundem dacă este... corect ce a zis colegul vostru sau colega și apoi verificăm și noi. Cine încearcă? Cu cine n-am vorbit? Rare și Andrei. Rare și Andrei. Ai ridicat mânuța, deblochează-ți microfonul. Rare și Andrei, ne auzi? Da, cred că s-a blocat la mine imaginea. Clara, ne auzi? Da. Hai citește, te rog, și să vedem ce părere ai. De la început. Da. În anunțul am văzut-o așteptând să intre în Muzeul Literaturii. O este pronume personal. De aceea să citim și variantele. Deci am văzut-o așteptând să intre în Muzeul Literaturii. O este articol. Articol nehotărât, pe pronume personal, C numeral. Bun. Pe pronume personal. Bravo, sunteți de acord? Da. Bun, bravo. Exercițiu 2, enunțul 2, Ilinca. Vă rog să nu mai... Enunțul 2, te rog. Eu? Mihai mi-a dat stiloul pe care l-am împrumutat surorii lui. Sunt 2 pronume în dativ, 3 pronume în dativ sau 4 pronume în dativ? Vă las să vă gândiți. Mihai mi-a dat stiloul pe care i l-am împrumutat surorii lui. Ce părere ai, Ilinca? Hai să vedem. 3 pronume în dativ sau... Păi nu, hai să le identificăm. Mi, acolo, de la mi-a dat. Este... Tot în dativ, da? Următorul, deci avem 1. Al doilea care ar fi? Ar fi acest I, da? Pe care I l-am dat. Lui I l-am dat, da? I, cui, lui I, da? Ați găsit? Bun. Și apoi care ar mai fi? Deci ar fi acestea 2 care sunt în dativ și apoi? Lui. Lui, surorii lui este în dativ. Sunteți de acord? Da. Deci care ar fi corectă varianta? Câte pronume? Ar fi corectă varianta? M-auziți? B. B, da? Bun.
Mai departe, 3. Cine încearcă? Să faceți și voi pe caietel acolo variantele. Da? Și apoi să le confruntăm. Ane M. Andreea M. Scuzați. Andreea M. Voi alergați mai repede. Tu concentrează-te. Uite, el a terminat cursa. Sunt 4 pronume în... În V înseamnă vocativ. V e prescurtarea de la vocativ. Deci care sunt... cazurile la școală și nu le știu. Ah, ok, ok. Cine a făcut atunci cazurile? Nu-i nimic, învățăm împreună. Cine a făcut cazurile? Mihnea. Hai să vedem Mihnea. Voi alergați mai repede, tu concentrează-te, uite, el a terminat cursa, sunt una, două, ea zice că sunt 3 pronume. Care sunt? 4. Deci ai voi, da? Da, tu și mai care? Și el. El? Nu, nu. Ice, el a terminat cursa, nu. Iar uite aici, nu este pronume, da? Deci am așa, voi, tu, da? Varianta corectă este? Două. Două, da? Bun, bravo. Hai să vedem, ultimul enunț. Anisia? În enunțul, desenele ei mi-au plăcut mai mult decât picturile lor. Pronumele ei este... Genitiv, cred. Desenele ei mi-au plăcut mai mult de picturile lor. Pronumele este în ce caz? Vă rog să vă opriți microfonul cine nu vorbește, pentru că se audă un zgomot. Vă rog. Hai să întrebăm și colegii, da? Ce părere aveți? În ce caz este? A? Nominativ? Desenele? Ale cui desene? Desenele? Punem întrebarea. Întotdeauna când vrem să aflăm cazul și ca să fim siguri, punem întrebarea, da? Ale cui? În cazul? Genitiv. Bun. Foarte bine, bravo! Cei care nu ați făcut cazul, puteți să faceți poză imaginii și să mai lucrați odată și de asemenea poză să faceți și acestui tabel care ne ajută pe noi să stabilim formele pronumelui personal. Pardon. Eu l-am făcut la școală, numai că doamna noastră de la școală nu ne l-a făcut. Nicio problemă, învățăm acum. Adică nu le-am înțeles excelent. Am înțeles. Deci puteți să faceți poză pe tabel și să vă jucați cum am făcut noi cu enunțuri și așa le înțelegem mai bine. Nu uitați că repetiția e mama învățăturii, da? Deci putem să ascultăm la școală o dată de 2-3 ori, dar dacă noi nu exersăm acasă, e imposibil să consolidăm informațiile. Bun, și acum o să facem un joculeț. Vă plac jocurile? Da. Bun, perfect. Jocul se numește Cine știe răspunde, însă noi o să îi apreciem pe toți care răspund. Să precizați ce parte de vorbire sunt cuvintele colorate. În primul rând să-mi spuneți dacă se vede ecranul meu. Da. Bun. Și avem așa, două coloane, coloana A și coloana B. Și acum ne vom uita doar spre coloana A. Ce parte de vorbire sunt cuvintele colorate? Doar partea de vorbire, da? Fără... caz, număr sau altceva, da? Hai să vedem. Cu cine n-am mai vorbit? Eva. Hai să citim. La coloana A mare, punctul A. Eva. L-a întâlnit în laborator. Ia, întâlnit în laborator. Hai să vedem I ăsta. Ce parte de vorbire este? Ce părere ai? I, da. I-a întâlnit în laborator. I mare. Ce este aici? I. I-a întâlnit în laborator. Ce parte de vorbire este acel I colorat?
Da, ce parte este? Ce parte de vorbire? Cine o ajută? Primul I, ce este? Andrei Corcaci? Andrei? Ce este Andrei? Deblochează microfonul ca să ne auzi. Spune Andrei, spune. Pronume. Este pronume personal, bravo. Deci i-a întâlnit în laborator, I este pronume personal. Cine a scris așa să scrie da în chat, da? Bun. Mai departe, al doilea enunț. Cine dorește? Ale? Răspuns tu? Carmen i-a dat Inei. Bravo! Carmen i-a dat Inei un pix. Ce este I aici? Punem întrebarea ca să vedem la ce întrebare răspunde I. Carmen i-a dat Inei un pix. Ce i-a dat Carmen? Un pix i-a dat. Ce întrebare punem? Cui a dat, da? Cui a dat I, ei, da? I. Deci ce este I din punct de vedere al părților de vorbire este? Ei. Ei, da, ei, cum spunem noi. Ei este pronume personal. Pronume personal. Bun, mai departe, C. Enunțul de la C. Ecaterina. Poftim? Enunțul de la C, punctul C mic. Să citim. Gabriela e acasă. Gabriela e acasă? Ce este I? Gabriela e acasă? Ce este I ca parte? Este verb, bravo. Cine e de acord să scrie? Pe mine mă cheamă Gabriela. Scuză-mă, eu citesc cum mi-apare aici scris pe imagine. Scuză-mă. Deci aici este verb, da? Mai departe, la D. Ia să vedem cu cine n-am vorbit. La D. Cu Ana. 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 Da, eu. Citește, te rog. Pronume personal. Citește enunțul. Nu-i dau albumul meu. Așa, cum ai aflat? La ce întrebare răspunde? Nu-i dau albumul meu. Cui nu meu. Așa, cui nu dau? Nu, cui nu dau? Lui I, da? Nu-i dau albumul meu. Bravo. Da. E foarte important să citim enunțul, da, sau cerința exercițiului și apoi să ne gândim. Bravo! Mergem mai departe, la B, la coloana B. Ia să vedem cine încearcă. Bianca Baciu? În Apuseni există mine. În Apuseni există mine. Ce parte de vorbire este mine? Substantiv. Substantiv, bravo! Felicită. Cine e de acord să scrie da în chat, da? Bun. Mai departe, Rareș, B. Enunțul B de la B mare. Am 3000 de pix. Bun. Substantiv. Cine e substantiv? Mine. Așa, bravo. Cuvântul mine, da, este substantiv. Bravo. Rareș Andrei. Mai avem un Rareș. Rareș Andrei. Enunțul... Am întrebare. Cine a zis? Da, spune. Eu. Nu se vede? La ABA, la coloana BA. Mine nu e nume predicativ? La B am trei mine? Nu, la A, BA. La BA. Coloana BA. Așa. Da, există mine. Dar știi că verbul a fi, când are sens de a exista, e verb de care. Ah, ok. M-am trezit și eu în... Da, ok, nu-i nimic,
nu-i nimic, nu-i nimic. Ok, bun, acum ai înțeles? E predicativ, Iubita, da? Da? Ok, bun, bravo. La, unde am rămas? La ce, da? Cine era? Am numit pe cineva la ce? Că nu știu. Nu. Ok, hai să vedem. Să mai căutăm aici. Silvia. Silvia, cu tine l-am vorbit. Coloana B, exercițiu C. Silvia, ne auzi? Nu? Nu se aude? Anisia, atunci. Pe mine mă caută... Pe mine mă caută Ana. Ce este mine aici? Mine... Este pronume. Este pronume personal, da? Da. Bun. Și mulțumesc. Și ultimul enunț, D. Ia să vedem cu cine n-am mai vorbit. Mihai. Ridică mânuța acum, Mihai. Spune tu, la D. În război s-au folosit mine. Bun. Ce este mine ca parte de vorbire? Substantiv. Bravo. Cum vi s-a părut exercițiul? Interesant? Ușor, interesant. Bun. Puteți să creați și voi enunțuri, da, de genul acesta și să precizați apoi ce părți de vorbire sunt anumite cuvinte. Bun, foarte bine. Știți că noi acum stăm mai mult în casă. Da, așa ne adaptăm, da? Și când suntem răciți, ce facem? Mai luăm câte o pastiluță, nu? Da. Bun. Și ca să fim puternici și să vorbim corect, avem și în limba română o pastilă. Știți cum se numește? Panadol. Se numește pastila de ortografie, da? Bun. Și Paracetamol. Da. Pastila, pastilografie, da? Pastilografie, ca să combinăm cele două cuvinte. Deci pastila de ortografie și v-aș ruga să alcătuiți voi propoziții cu următoarele ortograme. Nul și no. Nul și no. Și să le scrieți în chat. Eu o să opresc puțin ecranul ca să vă citesc și propozițiile. Deci notați-vă acolo pe caietel. Construiește... Deja. Poftim? Nu știu, Silvia. Nu-l lovi pe el. Andreea, nu, o să închid puțin ecranul, că nu văd... Da, uh-huh. Nu văd chat-ul. Da. Eu nu mă aud. Nu, ce? Așa, bun, acum văd și eu. Nu-l duce la doctor. Bun, uita, Eliana, să pui punct, da? Nu-l lovi pe ea și nu-l lovi pe el, bun. Nu-l văd pe el în clasă, bravo. Nu-l certa. Ia să vedem. Nu duce acum la teatru. Așa. Valentina, te-am pus și pe tine pe mute. Okay. Am încercat să pun pe toată lumea, trebuie să-ți dai tu un mute. Sau hai că te ajut eu. Ajută-mă tu, te rog, că mi-am prins puțin urechile aici. Așa. Și cu chat-ul și cu lecțiile și așa. Bun, nu-l mai bate, nu-l opri pe el, nu-l deschide, bine Silvia, nu-l păcăli pe mama, bine Eliana. Ia să vedem, nu-l supăra, nu-l interesează acest subiect, bravo Alexandra. Nu-l deranja pe Mihnea, nu-l ajuta la test, bine Tudor. Nu lăsa cu sticla de Dero. Foarte bun, Sfat. Da. Nu-l chema pe Alex, nu speria pe Ana, foarte bine. Pe Maria nu întrece nimeni, bine Clara, foarte bune enunțuri. Nu-l mai deranja de la teme, bun. Ce este în acest caz L? Nu-l mai deranja, nu-l chema. Scrieți în chat, vă rog, ce parte de vorbire este L? Pronume, bravo, pronume personal. Și O, de la n-o supăra, n-o întrece, tot pronume. Bun. Știți vreo situație în care n-o să nu fie pronume? Știți vreo situație în care n-o să nu fie pronume? Dacă aveți prieteni în Ardeal, ei la un moment dat spun, n-o, dar ce frumos e astăzi. Da?
Și spunem nouă, dar ce... Are tata un prieten. Are un prieten, da? Și vorbește cu nouă, nouă, dar ce mai faci tu, da? Și aici nouă este așa, ca o interjecție, ca un apelativ. Bine, bravo. Felicitări, felicitări. Puteți să construiți și voi pastiluțe, știți, nu? Este tot un exercițiu de comunicare, bravo. Și te ajută să înțelegi mai bine ortogramele și în același timp să repeți anumite părți de vorbire. Bun, ultima provocare pe care o am pentru voi e să facem o corespondență între două coloane, o coloană cu enunțuri și o coloană cu pronume personale. Ia să vedem aici, părerile pot fi împărțite. Se vede? Da. Bun, hai să vedem. Adriana Andra, o văd eu aici pe ecran la mine. Primul enunț, te rog. Ieri ne-am întâlnit noaptea. Bun, ce ai pus tu? Ne, bravo. Ieri era spațiu lipsă, am întâlnit la teatru și ea a ales ieri ne-am întâlnit la teatru. Bun. Al doilea enunț, mâine. Aici mi-apare Jean Secu. Da, domnișoara frumoasă. Andreea. Te deblochezi, Andreea? Așa, spune. Mâine. Mâine ei vor pleca în excursie. Bravo, mâine ei vor pleca în excursie. Al treilea enunț? Ia să vedem. Puteți să scrieți și în chat. Robi? A, Robi mi-apare mie aici. Al treilea enunț. Desigur. Al treilea enunț, te rog. A întâlnit un drum spre școală. Bravo, felicitări! A întâlnit-o în drum spre școală. Bun, Ștefan Ilie, al patrulea enunț. Ne auzi, Ștefan? Poți să vorbești? Al patrulea enunț. Se vede la tine? Ne auzi? Nu ne aude. Sau nu știu, cred că au scris și în chat copiii. Ia să vedem altcineva. Ștefan, ne auzi? Poți să răspunzi la al patrulea? Va fi timpul, va să se și ia. Bravo, mulțumesc. Altcineva? Următorul? Robert B. Mâine la ce oră veți începe voi orele? Bravo, mâine la ce oră veți începe voi orele? Perfect. Și ultimul? Ultimul enunț? Eu. Eu fiind cine? Eu. Eliana? Hai zi, Eliana. Când povesteam cu vacanță, mi-am amintit de mare. Bravo. Când povesteam despre vacanță, mi-am amintit de mare. Bun, foarte bine. Puteți și voi să construiți două sau chiar trei coloane de exerciții și la fel să le asociați. Da? Bun. Cum au fost exercițiile? V-au plăcut? Da. Da? Bun. Hai să vedem. Ce ați învățat voi astăzi? Ce ați repetat? Ce ați consolidat? Pronumele. Ce anume din pronume? Scrieți în chat ca să citesc și eu, da? Ce am consolidat astăzi? Ia să vedem. Sau ce am învățat? Să vă opriți telefoanele, microfoanele, vă rog. Și eu să opresc și eu aici. S-a blocat, să știți, la mine. Eu că vă aud. Da? Ok. Ce ați învățat astăzi? Ce ați consolidat? Ia să vedem. Nu pot să citesc. Pronumele personal, ce anume din pronumele personal, ce ne-am amintit? Valentina
dau unmute, dar nu pot. Nu știu de ce. Ia să vedem. Îmi spune Mihnea, am recapitulat pronumele și cazurile. Andrei, pronumele personale, cazurile. Pronumele personal. Avem așa, un cazurile, un pronumele personal. Ok. Acum aud? Se aude? Da. Da, bun. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea voastră. Sper că am repetat împreună și am consolidat noțiuni despre element, despre acest element al comunicării, pronumele personal. Puteți și voi să realizați astfel de joculețe și de ce nu să fim creativi, să compunem și altele. Și vă aștept și la lecțiile următoare și de limba engleză și de istorie, de ce nu de matematică. Da. Să ne vedem cu bine. Știți ce trebuie să facem? Să ne uităm pe pagină ca să publicăm actualizările și să ne vedem din nou cât de curând, da? Bine, dragilor, să aveți o zi frumoasă ca o voi. O zi frumoasă să aveți ca voi, minunată. Vă mulțumim pentru participarea la lecția noastră de limba și literatura română. Vă așteptăm să urmăriți zilnic programul de pe pagina Academiei noastre online. O zi frumoasă, mulțumesc! La revedere!